O bacterie care a provocat holeră la un student a fost detectată într-un oraș din China și a fost găsită separată în mostre la țestoase cu carapace moale la o piață alimentară. Situația a provocat panică în rândul oamenilor care au asemănat situația cu cea de la începutul epidemiei de COVID-19. Piața alimentară în care probele de la țestoase cu carapace moale au fost testate pozitiv cu agentul patogen capabil să provoace holera a fost dezinfectată, au anunțat autoritățile locale. Deși nu a fost găsit niciun caz de holeră în rândul persoanelor care au intrat în contact cu țestoasele cu carapace moale, magazinul care le vindea a fost închis timp de 3 zile. Autoritățile au spus că tulpina care a cauzat infectarea studentului și probele contaminate nu au nicio legătură între ele. Oficialii au spus că urmăresc mai multe produse din același lot cu țestoasele care au fost expediate în altă parte. În ciuda lipsei unor indicii solide ale unui focar de holeră, oamenii sunt îngrijorați că ar putea izbucni un alt focar de boală. Holera este o boală acută care provoacă diaree și este potențial fatală dacă este lăsată fără tratament rapid, care este legată de alimente sau apă contaminată. În prezent nu există un motiv major de îngrijorare, dar supravegherea continuă este importantă și necesară, relatează Digi24.